Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi despre ultima versiune de Windows 10. Înainte de a trece la subiectul nostru, îmi cer scuze pentru calitatea destul de slabă video din acest video. Mă refer în special la webcam-ul meu. Nu sunt acasă momentan și din cauza că am uitat încărcătorul de la cameră, trebuie să vă obișnuiți puțin cu această calitate pentru acest video. Filmez cu webcam-ul de la laptop. Însă nu cred că asta e cel mai important până acum. Mai important, zic eu, este subiectul despre care vom vorbi în acest video, și anume despre faptul că Microsoft a anunțat ultima versiune de Windows 10, adică după această versiune nu va mai exista niciun update major pentru Windows 10, ci doar update-uri de securitate până când suportul pentru Windows 10 se va încheia. Despre asta vom vorbi în acest video, deci dacă sunteți interesați de acest subiect, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Înainte de a trece la videoul nostru, un scurt mesaj de la partenerii noștri VIP ACDKey. Acest video este sponsorizat de site-ul VIP ACDKey. Pe acest site puteți găsi cheie oficiale pentru Steam, Origin, Uplay și Xbox. Puteți cumpăra Windows 10 Pro la un preț foarte bun folosind cuponul de reducere TG12 pentru 30% reducere, o promoție specială pentru abonații canalului. Procesul de activare a licenței este simplu și puteți activa și Windows 11 folosind o licență de Windows 10. Folosind cuponul TG12 puteți cumpăra și Office 2019 la un preț redus cu 30%. Toate linkurile vor fi în descriere. Haideți să trecem la video. După cum puteți observa, sunt aici pe Windows 10, am instalat o mașină virtuală cu Windows 10 doar pentru acest video, pentru a putea să avem un suport vizual mai bun pentru subiectul pe care îl abordăm astăzi. Deci, în urmă cu câteva zile, Microsoft a făcut acest anunț, și anume că ultima versiune de Windows 10 va fi versiunea 22H2. Dacă în această mașină virtuală voi scrie și eu WinVer și vom intra în această comandă, vom putea observa că ultima versiune pe care o avem este versiunea 22H2. Bine, aceasta este ultima versiune de Windows 10. Nu va mai exista o versiune mai nouă de Windows 10 până când suportul pentru Windows 10 se va încheia în octombrie 2025. Cei de la Microsoft au anunțat versiunile LTSC pentru Windows 11, adică versiunile de long time support. Acelea vor fi niște versiuni foarte, foarte interesante, care vor fi foarte bune pentru cei care doresc un sistem mai minimal și foarte bun pentru o utilizare mai lungă, mai de durată, fără a primi update-uri. Zic că asta este o chestie foarte bună. Și de asemenea, cei de la Microsoft au anunțat versiunile Windows 10 Enterprise, da? Acele versiuni care au o oarecare durată limitată. Mi se pare că undeva pe la 90 de zile, apoi poți prelungi această perioadă de 90 de zile timp de 3 ori, ajungi undeva pe la 270 de zile, aproximativ să zicem, adică undeva pe la un an. Însă, bineînțeles, întorcându-ne la Windows 10, din păcate, versiunea 22H2 este ultima versiune. Nu va mai exista nicio versiune de genul 23H2, cum va fi următoarea versiune Windows 11, de exemplu. Cei de la Microsoft efectiv și-au mutat toată echipa de developeri pe Windows 11. Nu mai există, zic eu, cineva care se ocupe în timp real de Windows 10, ci doar când vor apărea probleme majore de securitate, Windows 10 va primi acele patch-uri care vor face ca utilizatorii să fie mult mai safe. Deci, cumva, putem spune că începând din această perioadă, Windows 10 s-a cam terminat. Nu s-a terminat oficial pentru că încă primește update-uri de securitate, dar nu se va mai schimba nimic în Windows 10, cum îl vedeți acum, așa va rămâne pentru totdeauna, ceea ce e destul de trist din punctul meu de vedere. Am folosit Windows 10 atâta timp, atâția ani, și cam acesta este finalul. Însă, bineînțeles, aveți timp, vreo 2 ani, chiar 3, să vă mutați pe Windows 11, dacă nu aveți sisteme compatibile. În timpul ăsta mă gândesc că mai faceți și voi upgrade-uri la PC și așa mai departe. Oricum, sunt și metode de a instala fără a avea un sistem compatibil, însă, într-adevăr, e o mică problemă pentru cei care aveți procesorul sau alte componente care nu sunt compatibile. Vreau să vă neapărat și părerea voastră în rubrica de comentarii, ce ziceți despre aceste anunțuri, cum că aceasta este ultima versiune de Windows 10. Pentru mine e destul de trist, îmi pare foarte rău, parcă Windows 10 l-am folosit cel mai mult și cel mai activ, am făcut atâtea modificări pe el, atâtea teste, atâtea lucruri, încât cumva Windows 10 mi se pare un sistem foarte, foarte apropiat, dacă mă pot exprima așa. Bineînțeles că XP-ul probabil l-am folosit mai mult ca 10-le, dar nu am fost atât de cunoscător în ghilimele pe XP. Pe 10 am făcut aproape orice test posibil, l-am virusat cu aproape orice virus posibil și dacă vă uitați pe canalul meu, avem o grămadă de experimente, teste, virus, modificări aduse pe Windows 10, ca toate acestea să ajungă la un final, zic eu, pentru că aceasta este ultima versiune de Windows 10 22H2. Nu uitați să vă lăsați și părerea voastră în rubrica de comentarii, chiar vreau să văd părerea voastră despre acest lucru. Sunt foarte curios să văd ce ziceți voi despre chestia asta, dacă veți upgrada la Windows 11 sau nu. Și în concluzie, cam acesta ar fi videoul de astăzi. Este un video mai mult de tip anunț, în care vă zic din nou, versiunea 22H2 este ultima versiune de Windows 10, practic până în octombrie 2025, Windows 10 nu va mai primi niciun update major, ci doar update-uri de securitate. În concluzie, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Eu am fost Emi, vă așez pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, până data viitoare, eu vă zic la revedere!